rezolvă problema. Vlăduț a pregătit astăzi bucate mediteranene, ravioli sau ce, torte. Cred că tortelonii se numesc. Sigur că da. Sunt varianta uriașă a lui tortellini. Pentru că pastele, în general, mie îmi place să gătesc paste, mai ales atunci când plouă afară. După părerea mea, pastele reunesc familia, știu eu, la oaltă. Adică, este în general, atunci când preparăm paste, le și consumăm imediat. Nu le păstrăm niciodată pentru a doua zi. Pentru astăzi am ales, așa cum v-am spus la început, tortelonii cu două tipuri de umpluturi, prima cu ricotta și spanac, a doua cu bacon și brânză și parmezan. Am să prepar însă un sos, pentru că, așa cum v-am spus, le scald în brânzeturi. Am nevoie, în primul rând, de gorgonzola, care se potrivește de minune, două tipuri de brânză topită, parmezanul nu trebuie să lipsească, dar și un cașcaval care să-mi lege bine de tot sosul, de preferință un Gouda Jung, adică un Gouda ușor maturat. Stai puțin.